Bună seara! Iată că ne întâlnim din nou într-o teleconferință cu subiectul experiențe la V-Lights. Eu vă mulțumesc pentru participare și oricând și oriunde și la orice oră pot răspunde la întrebările dumneavoastră cu multă plăcere. Aceste teleconferințe sunt organizate de Global Wellness System și de mine. Acest centru este, dacă vreți, materializarea proiectelor mele, pentru că aici sunt terapii integrate, terapii din viitor. Omul fiind tratat holistic, așa cum am considerat întotdeauna că este corect. Vom vorbi în seara aceasta despre experiențe cu produsele de nanocosmetică. Eu le-am spus nanocosmetică pentru că eu le-am botezat nanocosmetică, pentru că ele lucrează exclusiv pe piele, dar dimensiunea lor este nano. Ele, această nanocosmetică are la bază ce? Natura, dar divin, ca și fiind o ramură nouă a științei aflată la granița dintre fizică, biologie și medicina naturală. Eu am spus întotdeauna că și-am considerat și-am simțit că aici am venit pe pământ la o școală ca să învăț. Și am înțeles că toate problemele care au apărut în viața mea sunt parte din programa de învățământ, dar care apar și dispar ca și ora de algebră. Dar lecțiile pe care le învățăm durează pentru toată viața. O să vă spun că nanocosmetica are la bază homeopatia. Homeopatia care este practicată cam tot de atâția ani cât este medicina alopată, cam de 200 de ani, dar este tratamentul alternativ numărul 1 în Europa. Este interesant că profesorul francez Luc Montagnier, răsplătit în 2008 cu premiul Nobel pentru medicină pentru descoperirea virusului HIV, spune: ce am descoperit este că ADN-ul produce schimbări structurale în apă care persistă și în cazul unor diluații foarte puternice, acestea duc la apariția unor semnale electromagnetice pe care le putem măsura. Este foarte important să reținem că aceste semnale electromagnetice transmise de planta originală rămân în apă și au efecte biologice uluitoare. Și aș mai adăuga că aceste semnale electromagnetice care pot fi măsurate pot fi și înregistrate. O să vedem. În 2009, biologii Elizabeth Blackburn, Carol Grader și Jacques Jostar au primit premiul Nobel pentru medicină pentru că au identificat telomeraza, o enzimă care reconstruiește permanent telomerii. Ea este însă produsă de gena longevității și de aici efecte secundare de stopare a procesului de îmbătrânire și poate chiar mai mult. Elizabeth Blackburn și Jacques Jostac au descoperit și telomerii. Telomerii sunt niște secvențe care protejează cromozomii și ADN-ul de codificare a genomului contra degradării. Sunt foarte importanți telomerii pentru că ei dictează durata de viață a unei celule. În diviziunea celulară ei sunt scurtați până la punctul în care cromozomii nu mai pot funcționa și diviziunea celulară nu se mai poate produce și celulele mor. S-a constatat că prezența unui număr scăzut de telomere conduce la îmbătrânirii datorită deteriorării ADN-ului uman. Este adevărat că am fost foarte tristă când am descoperit că un apărățel mi-a spus că am vârsta biologică de 80 de ani. Am fost foarte tristă și vedeți că spune aici, deci procesul de îmbătrânire celulară care referă vârsta biologică nu este echivalentă cu vârsta cronologică și să vă spun un secret. Aveam o vârstă atât de mare și nu mai am curajul să măsor, de fapt, pentru că eu stau foarte mult în fața computerului, lucrând foarte mult. Ori mișcarea este un factor foarte important care conduce la încetinirea scurtării telomerilor.
într-o groază de afecțiuni, s-a constatat această scurtare a telomerilor și vreau să vă spun că astăzi medicina recunoaște în studiile sale că singura cauză a tuturor bolilor este scurtarea telomerilor. Și deci toate bolile sunt boli telomerice. Și aici este prima, afecțiunile, bolile cardiovasculare. Alzheimerul, de care ne-ai atât de teamă la vârsta a treia, osteoartrită, osteoporoză, nu mai spun, degenescența maculară, ciroza hepatică, distrofia maculară, fibroza pulmonară, oricare cancer, leucemie, orice boală, absolut orice boală cunoscută și necunoscută este datorită scurtării telomerilor. Această imagine este sinteza a ceea ce este cel mai important și este aici o poveste foarte frumoasă pe care am țesut-o fir cu fir și anume, la început, telomereza este activă. Când până la 20 de ani s-a întrerupt, până la 20 de ani, ea reface continuu telomerii de la capătul cromozomilor, astfel că diviziunea celulară se desfășoară cu succes și celulele noi sunt aproape similare cu cele vechi. Numai că la 20 de ani telomeraza devine inactivă. În acest moment diviziunea celulară continuă, dar telomerii încep să se scurteze și observați, celulele sunt mult din ce în ce mai degenerate, observați și ADN-ul degradat. Deci aici, de la 20 de ani încolo, începe îmbătrânirea celulară și încep afecțiunile. Aceasta este explicația. Persoanele în vârstă au o treime din telomerii cu care s-au născut. Există însă și o veste bună, pentru că un inventator a fost iluminat, spun eu, ca să poată crea o asemenea invenție care reactivează telomeraza. Și atunci ce face? Inversează sensul degradării spre regenerare celulară și spre reîntinerire. Și chiar pe pielea noastră se vede aceasta. Cei care au încercat știu și sunt convins mai mult sau mai puțin după cum corpul lor a fost pregătit să reacționeze la aceste produse nanocosmetice. Esența este că această soluție ne dă speranță de reîntinerire și de ce nu mai mult. Întotdeauna am spus să alegem cunoașterea pentru că numai un om informat e un om salvat. Vreau să vă spun, printre altele, că aceste produse au fost profețite de Nostradamus, care a spus că în jurul anului 2015 se va descoperi elixirul tinereții veșnice. Iată că a fost ceva mai devreme și chiar a fost. Este important că noi suntem în acest timp în care s-a descoperit acest elixir și e bine să profităm de el. Acest inventator, care este un chimist și cercetător în domeniul farmaceutic și specialist în nanotehnologie, a realizat o invenție unică în lume. De aceea aceste produse sunt unice, absolut. Invenția sa constă în descoperirea unui nanoportator, denumit nanoefector, o particulă de dimensiunea 10 la minus 9, a cărui mărime este egală cu distanța dintre două trepte ale spiralei ADN-ului. Pe structura acestui nanoefector s-au amprentat un complex de 3500 de semnale electromagnetice, vă amintiți, da, ale substanțelor active, și acestea sunt amplificate de 30 de ori, adică 105.000 acțiuni benefice la o singură aplicare pe piele. De aceea, uneori, par miracole. Sunt multiplicate de 30 de ori pentru că inventatorul a avut intuiția să introducă pe lângă plante, minerale, oligoelemente, aur și argint și cristale, care știm că amplifică, dar și armonizează pentru că ele sunt acelea care aruncă afară în 72 de ore telomeraza excesivă. Pentru că și telomeraza în exces nu este ok. Am citit în studiile medicale că în cazul cancerului telomeraza se reactivează și multiplică celulele canceroase la infinit.
căutau disperați un remediu care să poată, un medicament care să poată stopa această telomerază, să o inactiveze. Vedeți cât de important este ca să poți să activezi, dar în mod armonios, și ce este în exces să arunci afară. De aceea spun că a fost iluminat. Iată că trebuie să ținem cont că toate produsele naturale au în ele trei componente. Componenta materială, componenta energetică și componenta informațională. În cazul produselor de nanocosmetică au fost utilizate componentele informaționale, adică apogeul acestor structuri. Sigur că eu spun mereu natura, dar divin, pentru că tot ce ne înconjoară este creat de divinitate. Noi înșine suntem picături de divinitate și natura, dar divin, ne-a fost dată ca să ne putem ajuta în caz de ajutor. Aceste produse de nanocosmetică sunt foarte importante pentru că tot ce este nano se duce direct la inflamație, tot ce este supliment sau medicament se împrăștie în tot corpul și ajunge o mică parte la inflamație. Este foarte important lucrul acesta. Și aici aș vrea să mai fac o paranteză, ca să nu mai fie lumea atât de speriată de cuvântul nano. A fost o spaimă creată pe internet. Da, există produse nano care sunt folosite, deci de dimensiuni 10 la minus 9, pe care sunt amprentate, în cazul nostru, natura, dar divin, da? În cazurile celelalte, mă refer la medicamente, sunt substanțe chimice care imită natura și care nu fac atât de bine. La fel sunt conservanții care se pun în mâncare ca să poată ține la infinit. S-a constatat că mi-aduc aminte un sandwich de la McDonald's, un McDonald's așa, a ținut 65 de ani. Ți se pare incredibil, dar cu aceste particule nano este foarte posibil. Vreau să spun că în afară de aceasta am citit și partea bună a medicinei alopate, pentru că ei vor să facă un nanodoctor, un nanodoctor care să fie programat să lărgească arterele când sunt înfundate, să dizolve cheagurile de sânge, ceea ce în tromboze, ceea ce este foarte important. Dar acest nanodoctor este într-un viitor, probabil nu prea departe însă. Invenția aceasta de utilizată în nanocosmetică este o noutate mondială absolută și vreau să vă spun, este foarte interesant pentru că acolo unde este aplicată se formează un înveliș de substanță activă în stare gazoasă care protejează, e o prevenție, dar o prevenție într-o nouă dimensiune pentru că suntem într-un timp al ascensiunii. O parte din produse și principalul produs care este și pe care o să-l descriu în detaliu joi și pe celelalte, bineînțeles, nu, și ele nu sunt lipsite de importanță, dar la Villa Auricum este analgezic, atenție, analgezic, deci liniștește durerea, dar la o frecvență a durerii. N-aș putea spune că dureri foarte mari pot fi anesteziate cu acesta. Eu am încercat să îmi scot o măsea chiar cu el și n-am reușit, că m-a durut. Deci, atenție, el va lucra, dar lucrează până la o anumită frecvență a durerii. Este antiinflamator. Asta, cert, rapid rezolvă toate inflamațiile și inflamația este originea, dacă vreți, a fiecarei afecțiuni care se declanșează. Este antiviral, distruge virus, bacterii, ciuperci, deci, vedeți, antibacterian, antifungic. Bineînțeles că activează telomeraza, care restabilește capetele cromozomilor telomerii, îmbunătățind astfel procesul de diviziune celulare și o singură observație esențială, toate acestea le face foarte rapid. Este important și vreau să vă spun că cei care au folosit la Villa Auricum sau la Villa Auricum Sensitiv, primul
este cu alcool, al doilea cu glicerina, da? Au văzut cât de repede acționează și chiar de curând, pentru că o să intru în experiențe, am o experiență cu un domn care i-a căzut o mare greutate pe degetul mare. Degetul mare au vrut să-l taie. Era vânătot, era rănit. Bineînțeles că a aplicat la Villa Auricum. Sigur că l-a mai ajutat cu niște terapii complementare, cu terapie cu lumină și cu papinii, care înseamnă terapie electromagnetică, pentru a atenua durerea care era imensă. Și vreau să vă spun că acum vine singur ca să-și mai cumpere, pentru că și-a luat un Villa Auricum mic, pentru că a spus, da, degetul se albește, deci era negru, vreau să-mi îl taie, degetul meu se albește, da, se albește, se face bine. Am fost și sunt entuziasmată în deslipire de retina. Da, deci în mod, Dorina dragă, în mod obișnuit, întrucât lucrează în degenerescență maculară, deci și deslipirea de retină, toate bolile sunt, au aceeași origine, da? Scurtarea telomerilor și de aici degradarea ADN-ului. Din moment ce mergem pe regenerare celulară, atunci este foarte posibil ca să fie de folos în orice afecțiune. Absolut. Deci trebuie încercat și cu răbdare minim 3 luni, pentru că atunci știi dacă corpul tău a răspuns ok, dar va răspunde. Depinde în ce viteză. Singurul lucru care diferă, deci absolut toată lumea va răspunde, orice afecțiune, dar singurul este diferența de timp. Da? Aici diferă. Sunt foarte fericită pentru că el ucide toți cei 27 de specii de stafilococi aurii și studiind pentru dumneavoastră mai mult materialele pentru stafilococul aureus, am rămas uimită că nu era numai cel din spitale care știam că produce infecții la operații și asta, el era în toate afecțiunile noastre obișnuite și n-am știut niciodată că eu, de fapt, aveam acest stafilococ care se activa. Iată că, uitați-vă, nu cred că nu ați avut una din aceste afecțiuni în viața dumneavoastră. Nu cred că n-ați avut toxi-infecție alimentară. Nu cred că n-ați avut furuncule, acne, foliculite, mastite, femeile, infecții respiratorii, faringite, bronșite, pneumonii. Eu am avut ani de zile lucrurile astea respiratorii. Infecții ale scheletului, artrite, osteomielite, infecții generalizate, meningite. Păi fetița aceea, nepoata lui Prunariu, n-ar fi murit, n-ar fi murit dacă avea în buzunar un acest Villa Auricum, dacă doctorii știau să folosească un Villa Auricum. Dar ei sunt în România, sunt foarte sceptici și astfel pacienții mor. Însă el nu a avut informația aceasta. Eu lupt din toate puterile mele și uniți cu ceilalți care vor să răspândească informațiile, să răspândească această informație ca să pot să ajut să nu mai pățească nimeni ce a pățit această fetiță care și-a pierdut viața și putea să fie salvată. Sigur că produsele acționează pe piele. Am fost întotdeauna împotriva tratamentelor ucigătoare, invazive, cosmetice și uitați-vă de ce sunt în stare femeile. Sunt în stare de 30 de operații estetice pe care a dat 30 de milioane de euro ca să ajungă așa. Dragii mei, în clipul asta eu mă declar foarte fericită că nu arăt ca ea și n-am cheltuit 30 de milioane de euro. Nici nu i-am avut. Dacă i-aveam, nu știu dacă i-i cheltuiam pe rochițe, poate. Sunt împotriva toxinei botulinice, pentru că toxina botulinică este o toxină și dragele noastre de tinere își umflă buzele cu toxina botulinică, se umflă peste tot cu toxina botulinică, bagă multă toxină în corp și pe urmă se întreabă de ce am aceste afecțiuni, aceste urmări, de unde? De unde? De a toxine. Și așa toxine noi facem și pe fond nervos producem toxine. Mâncăm
atâtea produse care conțin toxine. Deci mai bag și cu bună știință și bună voință în mine toxină cu toptanul? Nu se poate. Există acest lifting cu celule stem vegetale activate prin nanoefectori. Și aici am să vă spun un mic secret. Nanoefectorii sunt persoane care au vrut să imite produsele Lavilights pentru că au citit pe etichete cam ce conțin. Numai că s-au păcălit, pentru că acolo sunt extractele utilizate, dar invenția este secretă. E înregistrată și e secretă, da? Nu este pusă acolo. Invenția sunt nanoefectorii care sunt cu toptanul în sticluță, într-o sticluță, da? Sunt milioane sau miliarde de nanoefectori amprentați cu acele 105.000 acțiuni benefice fiecare. Deci aceea, de aceea eu spun, aveți grijă, nu deșurubați sticluțele, sunt persoane care chiar le împart, mare prostie, pentru că aceștia zboară. Sunt foarte mici și ușori și cu viteză mare și așa îi formează monocluste. Ies și pierdeți. Și rămân numai extractele. Ori, cred că nu e nimeni interesat. Niciodată imitația nu are valoare, deci fiecare are beneficiul invenției sale. Acest ulei cu celule stem, el este un ser cu celule stem. Se aplică foarte ușor. Și Dorina care l-a folosit știe, cu pipeta punem frumos și întindem cu pipeta în zonele în care sunt riduri mai multe, așa, și apoi după ce se usucă aplicăm crema de zi sau de seară. A fost o perioadă când l-au pus în spray. N-a fost prea grozav pentru că ieșea foarte mult odată, ori cu picătura este mult mai mult. Da. Da, semiproteza, o să discutăm. Candida se face la semiproteze, sigur că da. Dar acum aveți la Lavil 32 care trebuie utilizat pentru probleme gurii. O să vorbim la produse, domnul Negrean, despre acestea. Da? Mergem în continuare și vreau să vă spun pentru cei care vor să extindă rețeaua, să meargă la clinicile de frumusețe. Pentru că ei nu folosesc așa ceva. Nu știu dacă o să vrea chiar, pentru că bazează mult pe toxina botulinică, care spune că îi asigură 6 luni. Dar dacă eu spun că dacă mi asigur pentru totdeauna, zice, până când folosește aceste produse? Păi le folosesc până când sunt mulțumită. Și apoi am grijă să duc o viață sănătoasă, să beau apă alcalină și când constat că se mai întâmplă, pentru că sunt o groază de factori invazivi, îl folosesc din nou. Dar am să vă spun că eu am aproape un an, de când în septembrie fac un an, de când am intrat în rețea. N-am luat de la început, am studiat, am luat la Villa Auricu micuț, am studiat câteva luni ca să știu, să înțeleg de ce se spun lucrurile acestea extraordinare despre ele și începând din noiembrie, pot să spun, sfârșitul noiembrie, am început să folosesc produsele rând pe rând și mai multe și uleiul, să spunem că îl folosim de 10 luni, dar în 10 luni eu am folosit 3 sticluțe. Deci, 3 luni, zi după zi. Da? Nu mult. El costă 58 de euro la preț de rețea, ori celelalte invazive, pentru că nici nu mă pot uita cât de dureroase pot fi, sunt de 10 ori sau și mai mult. Mult mai mult. O să vă vorbesc în continuare despre experiențe culese de pe paginile utilizatorilor și experiențele din rețeaua mea. Aici este o cosmeticiană care vorbește că sunt foarte utile să folosești, de exemplu, la Villa Auricum după epilat, după toate experiențele cosmetice, să le spun. Și spune că și petele se elimină, dar și alunițele și tot. Vreau să vă spun că nu la toată lumea lucrează la fel. Petele mele s-au mai albit, dar n-au dispărut. Alunița de pe... Știe toată lumea povestea alunițelor mele. Ce de secrete intime. Deci alunița de aici,
care s-a format în urma dorinței mele ca să semăn cu Sarita Montier. Știi, când eram tânără, îmi făceam cu creionul aluniță și a apărut la bătrânețe. Înseamnă că acum la bătrânețe o să mă îndrept spre un alt tip de frumusețe, evident. Dar am avut alunița, o să vedeți poza de asupra, aluniță care a căzut, am pus un pansament cu Lavilla Auricum și pe urmă când am dezlipit pansamentul, am vrut să îi fac o poză, dar nu mai aveam nimic, că a căzut pe covor, era mică și neagră și n-am mai văzut-o. Și a doua zi a dispărut și pata. O să vedeți pozele. Aceasta este prima, cea mai curajoasă femeie din România, da? Pentru că ea a încercat produsul pentru frumusețe, țipând din baie, după, deci aici era, vreau să vă spun că deja începuse, eu am spus before, înainte, dar deja începuse să se întindă, pentru că eu mă îmbrăcam să plec și aud din baie disperată, Ioana, Ioana, cineva mi umblă sub piele și mi întinde pielea. Și m-am dus repede cu telefonul că mi-am dat seama că am văzut în prospect că scrie efectul poate fi aproape instantaneu, dar n-am dat importanță sau poate n-am crezut întru totul, dar chiar s-a întâmplat. Observați că după 2 minute, observați după 9 zile, deci ce să vă spun, ea a plecat fericită în Israel după aceea. Se întâmplă și este posibil acest lifting facial. Eu n-am putut să-mi pun o poză din noiembrie pentru că era mult prea urâtă. Nu, le-am șters pe toate. Am pus o poză dintr-un filmuleț făcut în octombrie și vreau să vă spun că aici am descriu și astăzi sunt aceasta. Astăzi chiar am fost la, ieri am fost la un magazin și vânzătorul mi-a spus: ah, păi i-am spus, zic eu, care mai am 2 ani și împlinesc 70. Vai, 70, am crezut că aveți 50. Și am spus, cred că m-ai făcut foarte fericită. Asta înseamnă mult. De fapt, mi s-a mai întâmplat în tramvai ca să-mi ceară tichetul de călătorie, dar eu i-am spus, sunt pensionară și mi-a cerut buletinul. Deci se poate, aveți încredere că se poate. Aici descriu cum am făcut cunoștință cu aceste produse. La prezentarea din august 2014 aveam o zonă zoster apărută în zona aceasta, care mă mânca, mă ustura, mă durea, se extindea, eram disperată, am pus uleiuri esențiale, dar am făcut tratamente energetice, dar nu vroia să cedeze cu nimic. M-am dus la prezentare și Edith întreabă, are cineva o problemă? Și eu disperată spun, eu. Și a venit cu un Lavilla Auricum mic și mi-a dat un puf aici. Deci eu am închis ochii ca să văd ce simt și imediat am simțit un impuls în coloană în zona T3. Cert e că, pe urmă, în documentație, eu am studiat și acolo scrie, în câteva minute impulsul ajunge la coloană. Iată că a fost adevărat ceea ce eu am simțit și vreau să vă spun că durerea și mâncărimea au dispărut imediat și a doua zi și iritația pentru totdeauna. Da? Mai povestesc aici că am avut, știți că am fost timp de 8 luni sub lucrări dentare. Aveam infecții sub vechile lucrări, disperată și înfricoșată, nu mă duceam la dentist, era și iarnă, era și frig. Am folosit Lavil 32, care m-a ajutat să-mi rezolve, să-mi vindece infecțiile de sub lucrări. Asta a fost uluitor, pentru că aveam o infecție care pulsa, deci ajunsese la nerv și nu mai știam ce să fac. Deci dacă nu-mi trecea cu el, mă duceam la medic și ce era, se întâmpla. Dar o să vedeți că utilizând produsul pentru cavitatea bucală la Lavil 32, am constatat cu stupoare și fericire că sinuzita maxilară, de care sufeream de o viață din cauza acestor abcese permanente care nu se mai terminau de când mă știu, așa, a dispărut. Deci n-am fost odată bolnavă în iarna aceasta, odată. Au fost pe lângă mine bolnavi, au venit în vizită bolnavi, am fost în contact cu medii cu boală și nu s-a întâmplat nimic. Da? Iată că mi-a rezolvat cu mult mai mult decât credeam. Acum aveam la vârsta asta diferite bucurii achiziționate pe parcursul anilor.
Aveam câte două degete artrozice, știți că începe. Când am citit acolo, era vorba de degetul mare și și celelalte, parcă mă dureau toate, pentru că am citit, era un fel de gută, eu eram înspăimântată. Chiar când eram tânăr, am văzut un film cu Simon Signoret și chiar așa era. Și am zis, Doamne, eu nu vreau să fiu vreodată așa. De atât că la bătrânețe se întâmplă. Se întâmple. Folosind lavilauricum și produsele de corp, gelul de duș și body, crema de corp, lucrurile acestea s-au micșorat simțitor. Sigur că aveam, ca toată lumea, probleme cu părul, care cade pentru că metale grele înghițim pe toate părțile, oricât ne-am ferit, sau mai aveam și plombele cu mercur, care tot timpul, vreau să vă spun că ce produsul de gură anihilează substanțele nocive care mai sunt în plomb pe mercurul, da? Și nu numai atâta, chiar și alte afecțiuni de origini necunoscute, dacă se întâmplă, le rezolvă. Este important de tot. Iar pentru păr și memorie, păi începusem să mă duc până în camera ceantă și uitam de ce m-am dus. Mai luam o Gingo Biloba, mai nu știu ce, nu se întâmpla, eram supărată și nervoasă, cam cum sunt toți cei de vârsta mea. Și vreau să vă spun că simplu șamponul, care este o mască de păr, mi-a făcut mintea brici. Cred că vedeți, da? În aplombul cu care vorbesc și hotărârea și foarte clar și foarte logic. Asta este important. Da? Iar cu fața aridată, fața mea era mai brută decât ați văzut acolo în poza inițială, se masculinizase și se abrutizase și la tristețea mea mi-a venit acest înger păzitor, Exiolul, care m-a salvat și m-a schimbat. Asta este cu totul altceva și astăzi am oglindă pe biroul meu și mă uit cu plăcere în această oglindă. Observați și din experiența mea, deja capăt curaj. Se întâmplă, aici vorbeam după 9 zile și eu, entuziasmată, deci deja evoluția se vede radical. Eu am făcut poze cu telefonul, cum am priceput, dar ele relevă. Aici e povestea aluniței, aceasta este urma care rămăsese atunci, seara, când am căutat-o să o fotografiez și a doua zi a dispărut și urma. Aici este o altă experiență a mea, pentru că eu îmi doresc experiențe. Femeilor li se întâmplă deseori accidente casnice. Și am făcut și eu cartofi prăjiți, pentru că fac o dată la 3 luni, cât pot de rar, dar asta este o mâncare a fericirii, zic eu, nu știu de ce ne place atât de mult. Am făcut cartofi prăjiți, însă am o tigaie foarte sănătoasă, cu marmură, care e foarte grea. Și eu n-am fost niciodată foarte puternică în mâini, însă am avut o idee care nu a fost cea mai grozavă. Până să răcesc cartofii, să mă duc să pun ulei încins din tigaie în borcan și am pus borcanul, țineam în mâna. Și n-am văzut foarte bine și am pus, n-am văzut că eram cu ochelarii progresivi, care în lateral nu vezi bine, n-am știut. Eu m-am uitat cu lateralul și am pus direct pe mână. Imediat s-a înroșit, tremuram de durere și preiasem deja aici, se înroșea și mă durea. Am pus și miere disperată, după care am spălat mierea, că mi-am dat seama că nu mai ajunge uleiul și numai uleiul, numai ăsta, lavilauricum, în continuare. Și uitați cum începe să albească. Deci acesta e modul de lucru al lui Lavil. Deci el pur și simplu curăță zona. Indiferent, o să vă povestesc că o întâmplare de la un spital unde era o circulație venoasă groaznică, deci toate vasele de sânge s-au spart, erau escare, sub sânge colcăia sângele, sub piele colcăia sângele. Vă spun, dacă apăsai pe piele, vedeai cum se plimbă sângele sub piele, ceva ce n-am văzut în viața mea. Era un fumător și care și în condiția asta tot trăgea câteva fumuri, deși îi spuneam la fiecare țigare 4.000 de substanțe chimicale, puneți în dumneavoastră, vă distrugeți. Tot mai vroia, nu conta cât plângea de durere și ce era. L-am spreiat cu lavilauricum 2 zile și îi tăiase 2 degete de la un picior, pentru că asta li se întâmplă fumătorilor, ar trebui să se sperie pentru asta. Și vreau să vă spun că pielea se albise, piciorul se încălzise, că era ca de marmură rece. Numai că luni, când au venit medici, au zis, plecați cu porcăria asta, deci îi tăiem laba piciorului. Da, și asta. Deci asta este ce s-a întâmplat în continuare. Observați în continuare, după 10 minute,
după o oră și uitați, doar aici vedeți un pic de, s-a luat un pic de pieliță, foarte pic, nelăsând nicio urmă. Vreau să vă spun că o să-mi caut că am undeva și degețelul, pe Tom degețelul, ăsta era Tom degețelul, care a fost, s-a înțepat într-un spin de trandafir de la florărie și am luat trandafirul de codiță și m-am înțepat în spin. Și am văzut cu stupoare, deci rămâi uluit și simți că mori, deci avansa în fiecare secundă, câțiva milimetri, câțiva milimetri, noroc că m-am trezit din magia morții realmente și m-am repezit la sticluța cu lavil și am spreiat și am așteptat de s-a dus să ia și un claritin, un singur claritin am luat, dar am spreiat mai mult, am și băut lavil ca să fiu sigură că mă pot ajuta foarte tare. Și astfel am scăpat de la o moarte sigură. Deci acolo vedeai cu ochii ce ți se poate întâmpla. Alte aplicații uluitoare sunt pentru coșuri, acnee. Și o să vedeți în prezentare că am o tânără care a avut o acnee vulgaris foarte, foarte grea. De 15 ani, tratată cosmetic, tratată medical și arăta înfiorător. Noi am folosit la Villa Uricum o lună de zile și obrazul din ce era ajuns așa, celălalt care era mai rău, deci din ce era ajuns așa, numai că, și spun tuturor să aibă grijă, să nu se expună la soare după ce lucrează pe refacerea epidermei. Pentru că pielea refăcută este foarte fină și atunci trebuie să aveți grijă ca să nu vă ardeți pentru că o luați de la capăt. Aici este Dorina. Dorina, te vezi, da? Tu ești, e feedback-ul tău. Eu n-am știut dacă am voie numele și în care Dorina spune că funcționează și sunt foarte încântată și mulțumește inventatorului, chiar este și mă bucur că ești aici. Aici este un curajos care a aplicat șamponul mască, că este o mască de fapt, reface, am constatat că el reface părul, reface memoria în special și tot ce e în cutia craniană repară și o să vă spun că e important aceasta, dar folicului de păr îi reface de la vigurozitatea, vitalitatea la care au rămas. Deci ei cresc foarte anemici, după cum vedeți. El, Laurențiu, a fost un drăguț în prima zi, nici nu s-a limpezit, a stat o zi, credea că o să-i crească un păr stufos, i-a crescut un păr anemic. Sper că totuși mintea a avut beneficii mai mari. Sunt persoane însă cărora le-a crescut părul. Domnul acesta a avut o singură dată, deci odată a folosit într-o săptămână. În creștetul părul, în creștet avea un gol și pe frunte de mulți ani. În creștet a crescut imediat, observați, el s-a tuns scurt ca să vadă cum crește. Pe tâmple, anemic ca și la Laurențiu. Aici sunt două experiențe uluitoare, pe aceasta o voi face filmuleț, aștept analizele de la doamna Bercea și fotografia, s-a lăsat fotografiată operația, pentru că a avut o operație de uter, de cancer, i s-a pus și plasă, s-a infectat, pentru că în spitale cam știm ce este, nu au ce le trebuie și stafilococii sunt în voie. Creează infecții și oamenii mor de obicei de aceste infecții. Deci când aud la televizor că a murit din cauza infecției spitalicești, deci, sau intraspitalicești, mi se face rău. Deci nu se poate, nu se poate. În anii din urmă, mi-aduc aminte, acum poate 10 sau o să spun 20, îmi pare rău să spun cu atâți ani în urmă, mi-aduc aminte că în America spitalele infectate cu stafilococ, deci erau dezafectate și tot instrumentarul și toate acelea erau trimise în țările sărace ca ajutor, da? Au venit și la noi foarte multe. Plasa pe care a pus-o domnul doctor s-a rupt în interior. A operat-o a doua oară, infectată deja, a operat-o, i-a pus altă plasă, dar peste plasa veche, asta nu știu cum a putut să facă, ce suflet a putut să aibă, și a închis operația. Operația s-a infectat din nou, foarte rău, deci era băzărată operația ce supărată. Făcuse două găuri în abdomen și ieșea puroi și bucăți de plasă, ceva incredibil, dureri insuportabile.
la care Cornelia ne-a căutat pe tot internetul disperată un remediu și m-a găsit. M-a găsit, eu cum sunt gata de ajutor întotdeauna și i-a încurajat, s-a spus, eu vreau să încerc și vreau să vă spun că după 3 zile de șpreiere, noi duminică am plâns împreună pentru că operația ei s-a închis cu o urmă foarte fină. Și o să o vedem în film, dacă reușim să-l facem, o să vedeți. Aici este un domn care a avut o fisură de menisc și după ce i-a scos gipsul, a folosit spray-ul și peste tot nu prea am voie să spun ce sau mai spun de multe ori, era la Villa Auricum, dar uitați că după 2 săptămâni a renunțat la cârjă de sprijin și spune și de produsul pentru gură, îi sângereau gingiile la o paradentoză acută. Deci cel de gură stopează paradentoza, albește dinții. De ce să-mi chinui eu dinții să-i albesc prin operații mecanice sau substanțe chimice când am de la natură dar divin ajutor? Aici este o escară veche de 15 ani. Un marinar care a încercat să se trateze și în țară și în străinătate, dar nu a reușit. Doamne, după 2 zile în România și 3 pe vapor, el s-a vindecat. Sunt emoționante experiențele. Aici este un accident de muncă pe care mi l-a povestit prietena mea venind la mine. Și o să vă spun și povestea prietenei mele, așa, care când a auzit, eu făceam o prezentare acasă unei familii, când a auzit că pronunț cuvântul la Villa Auricum, ea nu știa despre ce e vorba, eu am chemat-o pe la mine ca să-i prezint ceva și zice, păi la Villa Auricum, eu acum m-am întors de la Mangalia și era un domn care mi-a povestit și mi-a arătat o sticluță, la el nu lipsește asta din buzunar și asta pe el i-a salvat viața pentru că lucra cu flexul. Discul a ieșit și s-a desprins și a retezat o parte din calota craniană. Se vedea creierul, sângera, lumea a început să țipe. El a luat calm bucățica desprinsă, a pus-o la loc, s-a șpreiat continuu și aproape n-a rămas semn. Este adevărat ce spune domnul acesta că nu se dezlipește de el. E în poșeta mea, am și eu 3 îngerași protectori. Unul este la Villa Auricum pentru eventuale accidentări și chiar odată m-am împiedicat și mi-a fost de folos. Unul este produsul pentru gură pentru că am avut mereu probleme ca să-mi termin lucrările dentare și unul este pentru schimbarea stării. Dacă sunt obosită să îmi dau 2 pufuri sub limbă și să mă activez, dacă sunt nervoasă să mă liniștesc. Acela este minunat, absolut minunat. Da, cei 3 îngerași pozitori. La Villa Auricum rezolvă, așa cum am spus, ciupercile, deci este foarte important să scape de ciuperca piciorului, de escare, de psoriazis. Am avut psoriazis la un băiat, în zona nasului și în cap. El a scăpat cu 2 produse, 3 cu șamponul. Da, într-o lună de zile. Am avut însă psoriazis în Spania, care a cedat mai greu, fiind de mult mai mulți ani, dar care s-a rezolvat în final. Sigur că însă trebuie să încercăm și alte remedii sau alte terapii complementare, dacă avem posibilitatea, pentru că ele își unesc forțele în ceea ce face nanocosmetica. Da? O stimulează. Ora n-a închisă, s-a deschisă, s-a închis în 6 ore. Vedeți, o experiență pentru un diabetic care are o mare problemă cu picioarele. Alunițele, negi, etc. se rezolvă. Urme keloidale rămase de câțiva ani, care de la operații sau de la operații facelifting, da? Cum am pomenit, da? Facelift, rămân semne. Și de la epilare și orice, nu mai vorbesc de tatuaje, unde ar trebui folosite pentru ca să evite infecțiile respective. Vreau să vă spun că și aderenții rezultați de în urma unui transplant, pentru că de fapt asta a fost tema de cercetare inițial pe care a primit-o inventatorul și de aici a pornit. Da? Iată că în orice practică chirurgicală, în praxisul chirurgical este binevenit. Sper ca și medicii noștri să audă într-o zi gornița mea de salvare. Se poate aplica pe rană ușoară, pe rană gravă, pe rană grav infectată, pe orice rană.
se poate aplica pentru refacerea ei. Și când slăbim și se întâmplă așa ceva, da, se poate ca să se rezolve. Deci eu am văzut o tânără cu o piele îngrozitoare, așa ceva, toată pielea. I-am spus că există un remediu să scape de aceste striații și a zis că e mulțumită cum e, alunițele. Deci alunițele nu se umblă la ele, dar prin metoda aceasta ele se usucă și cad. Pentru bebeluși este o adevărată fericire, pentru că bebelușii care aveau probleme cu burtica se șpriază un pic. Produsele acestea se folosesc puțin ca și cantitate, nu se folosește multă cantitate. Deci bebelușul, dacă este șpriat pe în jurul ombilicului și masat ușor, imediat ieși afară, știm că ei suferă de constipații complete și copilul se liniștește și doarme. Nu mai vorbesc de dermatita de contact pe care o dau toate venitorile lor, Pampers și noi, care se poate rezolva. O dau pentru că corpul spune, mie nu plac aceste chimicale, nu sunt pentru mine, nu le recunosc. Și atunci, prin această iritație, de fapt, este revolta lui. Da? Pentru cei arși la soare, acum mai avem puțin și trece, vine frigul. Pentru probleme de auz, indiferent că suntem noi inflamații, infecții, noi sau animalele noastre de companie, pot fi folosite cu mare succes. Pentru vedere se folosește și șamponul și la vilauricum pe ploape spreiat puțin, da? Și se pot micșora dioptriile. Eu m-aș bucura, eu n-am fost consecventă, pentru că ar fi trebuit să studiez problema aceasta să văd dacă se întâmplă și la mine. Deci de paradentoză v-am vorbit, este produsul formidabil care face cu mult mai mult decât numai a stopa paradentoza. Deci gingiile sângerând, oprește emoragiile, omoară virus, bacterii și alți virus de origine necunoscută, ucide tot ce întâlnește în cale, scăpându-mă de sinuzita maxilare pentru care îi mulțumesc tot timpul inventatorului. Pentru tot ce a făcut este extraordinar. Deci când se fac lucrările dentare, când se fac implanturile, este foarte util pentru că este antiinflamator și inactivează virusii și bacteriile. Asta este important. Și vedeți că leagă și blochează materiale toxice care se scurg din plombe. Mai mult decât atât, subțiază piatra de pe dinți și o deschide la culoare și împiedică depunerea din nou a tartrului. Aceasta e peripeția unui medic care într-o lună jumătate, dintr-o mică carie care era pe dintele din față, a obținut la final și rezolvarea cariei, dar și niște dinți foarte albicioși, strălucitori și o gingie perfectă. E chiar medic. Infecțiile respiratorii, pentru că vine timpul lui și în curând vom avea prezentări de protocoale terapeutice pe care le-am experimentat. Vreau să vă spun că, deci toată lumea spune, dar nu ni se dă niște indicații, da, sunt indicațiile minime cum pot fi utilizate, însă ele sunt mult mai generoase și din experimentări au rezultat niște procedee care sunt mult mai optime. Sinuzitele, există la Vilnos, care este o minunăție și o să vorbim de el joi, care rezolvă sinuzitele nazale, da? Pentru că de cele maxilare se ocupă la Vil 32, tuse, deci asta este o poveste, deci eu țineam în decembrie niște teleconferințe curajoase de început și fericite că am înțeles ce fac aceste produse, numai că atunci când se începe prima, seara, țineam vineri, joi seara a venit o prietenă bolnavă la mine, am luat-o pentru că eu aveam o imunitate destul de slabă din cauza sinuzitei, deci întotdeauna asta îmi distrugea imunitatea și imediat mă îmbolnăveam, am luat virusul, deci până dimineața, deci nici nu mai respiram, eram, deci tușeam, ochii îmi lăcrimau, nasul încurgea, nu, era de groază și simțeam cum coboară și se duce spre plămâni până ajunge viroza. Asta era traseul obișnuit al răcelilor mele, da? Repede aveam la Vilu Auricum micuț, primul care îl cumpărasem, m-am șpreiat pe unde am putut, de asta v-am spus că sunt infinite utilizările lor,
Deci, amigdale înăuntru, pe din afară, năsuc înăuntru, pe din afară, frunte, sinusuri, urechi după urechi, nu mai știam. Ce să vă spun, asta s-a întâmplat de dimineață până seara, de mai multe ori pe zi. Și eu seara am putut ține teleconferința, ba chiar mă jucam cu tehnica yoghină de a inspira pe o nară și de a expira pe alta. Asta a fost uluitor și convingător. Nu mă mai convinge nimeni că nu sunt bune. Ba, sunt foarte bune. Observați că și prin nazal mai face niște lucruri uluitoare de viața de sept, o repară și rezolvă, adică astmul și sinusita cronică. Iată afecțiuni foarte grave și rinita alergică. E foarte important cât de mult ajutor poate oferi un simplu spray. Deci modalitatea lor de utilizare care e atât de ușoară este uluitoare. Pentru bebeluși deja am vorbit, pentru hemoroizi sunt foarte utile supozitoarele și nu numai pentru hemoroizi, pentru prostată. Menționez că orice inflamație și orice fistulă, orice se poate rezolva cu aceste produse de nanocosmetică. Deci nu mai vorbesc de artrita aceasta care era poliartrita, care este completă. Iată că se constată destul de rapid ameliorarea, iar problema de coloană o are toată lumea, pentru că asta este, lombarele se sacralizează și din cauza aceasta durerile în zona sacrală sunt cumplite pentru toată lumea. Există procedură pe care, deci împreună cu medicii din sistem, noi le-am, să spunem, sistematizat și le-am experimentat potrivit acestora, efectele fiind bune, foarte bune chiar. Orice durere, știți că de la coloana se lasă deja pe sciatici și așa mai departe, deci orice durere, chiar de rinichi sau de alte organe interne, deci cervicală, apoi da, cervicala, problema de zona cervicală, durerile permanente, le are toată lumea, dureri de cap și tot, se pot rezolva, ameliora și în timp poate chiar dispare. Sistemul limfatic este o altă pasiune a mea pentru că foarte multe femei fac cancer mamar din cauza acestui sistem care nu este curățat. El, limfa asta, nu se mișcă decât prin mușchii gambei. Deci, mai ales la persoanele care sunt sedentare și nu fac mișcare, limfa este stătută. Da? Ea e plină de toxine. Dacă nu are putere să fie mișcată, să poată ieși afară toxinele. Nu, sau dacă mai folosim ce antitranspirante, deci folosim să nu transpirăm, noi ar trebui să transpirăm. Și există un test al celor care au toxine, transpirația lor miroase. Deci sunt foarte, foarte toxici. Ei trebuie să facă neapărat o curățare a sistemului limfatic. Da, de obicei, se folosesc alte produse care nu fac decât rău. Este foarte ușoară procedura de utilizare a produsului la limf pe punctele sistemului limfatic, iar atunci când este sânul prins, se spreiază și întreaga zonă a sânului. Este foarte important. Aici chiar o doamnă povestește că a avut noduli în sân, care dacă evoluau în continuare, știți că duc toate spre cancer. Iată că a folosit produsul și aceștia au dispărut. Ea spune, numai cei care încearcă problema asta știu cât de necăjiți pot să fie. Escarele de decubit, transpirațiile, iritația de transpirație, arsuri, am văzut ce, uite, un bolnav de 80 de ani s-a opărit pe o suprafață de 30% din corp. Șansele de supraviețuire erau minime. Iată că el a fost salvat cu aceste produse. Simplu. Aici este uluitor, un pacient de 78 de ani. Bătrâni, în general, nu mai au precizia mișcărilor lor, nu mai au precizia percepțiilor lor și ei sunt foarte vulnerabili. Un bătrân de 78 de ani a suferit degerături grave la degetele mâinii. Știți că se amputează în această situație. Dar uitați că spreiat, 3 din 5 degete s-au vindecat fără urmări, iar două cu deformări ale unghiilor. După reabilitare își poate folosi mâna fără acuze. Iată un om salvat. Da?
Femeile, infecțiile genitale, care pot fi combinate, bacteriene și micotice, pot folosi cu succes supozitoarele și spray-ul la auricum senzitiv. Este foarte important. Aici bolnava relatează că a mai avea niște probleme, dureri vaginale care creșteau în intensitate la excitare, dar iată că astea s-au rezolvat odată cu rezolvarea infecției, dispariția infecției prin utilizarea produselor. La fel, bărbații pentru prostată și alte infecții ale aparatului urogenital, deci pot să folosească produsele și ca și femeile, spray-ul și supozitoarele. Tinerii ar trebui învățați ca să aibă în buzunar acest Lavilla Auricum pentru a se proteja în timpul sexului neprotejat pe care îl practică și el și partenera și a evita să se infecteze. Aici povestește o doamnă că a avut un herpes genital care s-a vindecat, vedeți? Iar sora mea, cu mulți ani în urmă, a murit dintr-un herpes genital, a făcut cancer. Aici este problema accidentului vascular, pe care trei le-am încercat și eu și pentru care eu am hotărât atunci ce să fac. Cu ultimele puteri, alegând calea complementară sau alternativă, pentru că de fapt am întrerupt tratamentul medical alopat. Nu recomand lucrul ăsta. Eu recomand să, paralel cu tratamentul alopat, să se folosească produsele complementare, cel puțin într-un început și ulterior, dacă nu mai e nevoie, este ok. Dar uitați că aici povestește că a folosit șamponul, da? Și sigur că a fost priată cu Lavilla Auricum Sensitiv. Alte experiențe în caz de prediabet, în caz de o pată cu îndreptare de cancer de piele, pentru tensiune e foarte simplu, prima vertebră în zona stângă-dreaptă a cefei și pe inimă față-spate și tensiunea și stat în pat, întins în pat și tensiunea se rezolvă. Cert e că eu am făcut-o zilele astea când a fost luna nouă, a fost luna dublă nouă, și toată lumea a fost mai agitată, mai nervoasă. Am constatat că am făcut tensiune, deci bineînțeles că mi-am făcut protocolul, m-am întins în pat și s-a rezolvat. Aici o mușcătură de câine, deci atunci când lipsește o bucată din mușchi, din tendon, din os, se pune chiar la Lavilla Auricum supozitorul ras, se pune în rană, se pansează, pentru că este la Lavilla Auricum concentrat și se vindecă. Eu am o sensibilitate pentru sportiv pentru că am fost impresionată văzând de atâtea ori tineri care se accidentează chiar foarte grav și tineri care mor pe teren. Deci întotdeauna am imaginea gladiatorilor care mureau în arenă, în extazul tribunelor. La fel este la fotbal acum la meci și poate ajungeți să răspândiți și în echipele sportive, pentru că ar fi de mare, mare folos. Aici este rănirea unui parapantist, parapantist care ar fi fost mort dacă nu avea la el îngerul păzitor. El a fost găsit după 50 de ore după accident și a avut o fractură foarte gravă maxilară cu maxilarul desprins din spați, etc. A folosit spray-ul până a terminat și probabil că formă leșinat a fost găsit, dar salvat. Asta a fost important. Orice tip de rană nu are importanță, orice înțepătură de albine ar trebui toate smurdurile, toate echipele de salvare să conțină aceste produse. Aici se vorbește de cuperoză și psoriazis, care se poate utiliza cu Lavilla Auricum Sensitiv și pentru ochișorii obosiți sau dioptrii. E adevărat că și eu folosesc sensitivul în momentul când după ore în șir la calculator simt nisip în ochi și atunci mă spreiez, fac pauză, mă joc cu ochii, trebuia de mai multe ori și formă ochișorii mei se limpezesc. În orice tip de rănire este important, aici este un copilaș care de 2 ani și-a prins degetele în ușă, sigur că știți ce durere cumplită este și ce țipete sunt, acest copilaș a fost preiat și el după aceea s-a jucat liniștit și deci nu mai simțea durerea, da? Orice contuzie chiar înfundată se poate folosi spray-ul, iar la animale nu mai avem ce să spunem.
pentru că nu mai funcționează niciun placebo, să spunem, dacă la oameni poate ar funcționa. Aici e un căluț care i s-au smuls coițele, stăpânul era utilizator, dar asta nu era România, firesc. Încă în România nu. Era utilizator de spray, Lavila auricum, sensitiv, a reușit să ajungă să-și preieze calul și s-a liniștit. Vă dați seama ce durere cumplită suferea și ce sălbatic putea să fie. Vreau să vă spun de un alt cal care avea coloana ruptă și vreau să-l împuște, că nu mai se putea repara. A fost spreiat câteva zile cu Lavila auricum și calul trăiește și astăzi. Deci puteți să le folosiți cu încredere. Există o singură interdicție, produsele lactate, și o recomandare să le scuturați bine înainte de utilizare, pentru că ele formează matrici. Și atunci nu. Matricele se clausterizează, da? Și atunci nu este ok. Da? Ele trebuie nanoefectori să fie liberi ca să acționeze pe dumneavoastră. Deci doar agitate. Oricine este interesat poate să ne întrebe. Este și un loc de muncă pentru cei care sunt în căutarea unui part-time sau chiar full-time, de ce nu? Pentru că planul de marketing este foarte generos și, într-adevăr, renașterea se întâmplă, nu numai renașterea celulară, dar și regenerarea financiară, da? Pentru că planul de marketing este generos. Eu spun, rupe ranțurile ignoranței și ale sărăciei, pentru că ignoranța și sărăcia sunt mână în mână, și alege cunoașterea. Alege cunoașterea, alegi prosperitatea. Da? Și ce face? Sănătatea și prosperitatea înseamnă starea de wellness. Deci asta e scopul nostru, ca să ne simțim bine. Vă așteptăm cu drag în echipa noastră. Acestea sunt telefoanele de contact și oricând ne puteți scrie la unul din e-mail-uri cu mesajul "Mă interesează". Eu vă mulțumesc. Nu mai e vinerea, trebuia să fie vineri această teleconferință. Dacă considerați că este importantă informația pe care ați primit-o, vă rog din suflet să o distribuiți și vă dau un sfat. Nu aștepta. Niciodată nu va fi timpul potrivit, spune Napoleon Hill. Și vă rog să nu uitați de posibilitățile care se nasc. Centrul de medicină integrativă Global Wellness System și cu mine vă așteptăm și vă stăm la dispoziție. Vă mulțumesc pentru participare și am să văd ce întrebări aveți aici. Marele dumneavoastră. Da. Deci, Dorina, pentru problema ta, dezlipire de retină, merită să încercăm, pentru că regenerare, ia să vedem. Ia uite ce spune Dorina, drăguța de tine. Nu știu ce să mai cred, dar am suferit de sân fibrochistic. Am folosit Lavila auricum și cred că și-a făcut efectul, pentru că majoritatea au dispărut și chisturile de mari dimensiuni s-au diminuat. Iar când am avut controlul, a avut această mare surpriză. Mă bucur din tot sufletul pentru tine că s-a întâmplat lucrul ăsta și este bine să continui. Îți recomand și supozitoarele, pentru că e bine să lucrăm și în interior ca să le dizolvăm de tot. Da? Iată, foarte bine. Se lucrează în general, deci sânul și ovarele au legătură. De aceea trebuie folosit și Lavila auricum și supozitoarele Alin. Domnul Gheorghe Octavian are mare problemă cu Candida și este adevărat că acum vă dați seama că în urma unui tratament dentar ați avut semiproteza. Protezele creează întotdeauna mari probleme, deci vreau să spun că eu nu o să mai mă despart de la Vil 32 niciodată, pentru că pentru că iubesc și pasta de dinți naturală, nu orice pastă, eu folosesc și pasta de dinți, dar și la Vil 32, mai ales că acum chiar port semiproteză și chiar am această teamă, pentru că acestea creează diferite infecții. Da? Eu sunt convinsă, domnul Negrean, că o să
o să folosim în continuare produsele și o să vedem și alte căi care pot fi, alte tratamente complementare care pot fi utilizate ca să uitați, totuși ați avut, ați scăpat de o alergie de pe față. Vedeți? Iată. Sunt niște, vă mulțumesc frumos pentru feedback, pentru că am nevoie de acest feedback. Majoritatea persoanelor sunt fericite. Uite, vorba să mai spună, să-mi spună și mie feedback-ul, pentru ca să pot să-l comunic semenilor sau dacă ar fi postat de dâns și ar fi și mai bine, pentru că este important să putem da curaj tuturor să le utilizeze. Nu este o reclamă gratuită, nu-mi permit. Mă respect pe mine, așa cum am spus, și vă respect și pe dumneavoastră. Deci, dacă nu eram convinsă că aceste produse sunt într-adevăr extraordinare, nu puteam să le promovez. E singura rețea din viața mea și îmi dedic în continuare viața pentru promovarea ei. Vă mulțumesc pentru participare și vă mulțumesc foarte mult pentru feedback-ul care mi l-ați dat și vă aștept și în continuare, joi vă aștept la produse. A, nu, 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 stați că mai am o surpriză, întotdeauna mă depășesc, deci în seara aceasta, numai un pic. Întotdeauna eu am un mic bonus, un bonus foarte important. Util în înțelegerea acestor produse. În produsele astea extraordinare avem și un produs care reactivează organul vomeronazal. Și vă mărturisesc că într-o noapte, pe la ora 2, eu căutam de zor pe internet ce înseamnă organul vomeronazal. Și vreau să vă spun că am fost uluită și am înțeles în acea noapte chiar cauza destrămării căsniciei mele și poate și altora. O să vedeți că aici în năsuc se află o mică glandă în interior care se numește organ vomeronazal. Această glandă este foarte importantă pentru că, o să dau înapoi, pentru că ea transmite semnale biochimice, da? Receptează feromonii și substanțele subtile, mirosurile subtile și aceste semnale biochimice se duc la hipotalamus. Hipotalamusul, dacă el funcționează bine, atunci ia niște decizii comportamentale, sociale și sexuale. Apare sexual, apare îndrăgostirea, acel click. Am avut click cu această persoană, dar oare știi de ce? Pentru că acest organ vomeronazal a receptat perfect feromonii persoanei compatibile cu ADN-ul meu. Că nu orice persoană trezește clicul, da? Și fiecare care a trecut prin viață știe lucrul acesta. Aceasta este atracția din primul moment, acel click de îndrăgostire. Deci observați legătura dintre organul vomeronazal și hipotalamus. Dar ce se întâmplă pe parcurs? Pe parcurs, hei, ca și telomereaza, el se inactivează. Se inactivează nu din cauza divină, că programul nu este să se stopeze la o anumită dată, din cauza tot ce ne înconjoară, a toxicității, a stresului, a mirosurilor și poluării, a hranei, a tot ce vreți care distruge ceea ce este creat inițial. Deci el funcționează din ce în ce mai rău. În momentul când funcționează din ce în ce mai rău, dă semnale biochimice, vai de ele, la hipotalamus și hipotalamusul ia niște decizii comportamentale și sexuale, vai de ele. Deci așa ne explicăm comportamentul anormal social și sexual a foarte multor tineri, pentru că beau cola până nu se mai poate, vorbesc ore în șir la telefon și multe altele și distruge tot ceea ce natura l-a dăruit inițial. Așa se nasc marile povești de dragoste nemuritoare, dar apare răcirea, da? Cei care au trecut prin aceasta știu. Atunci el caută în altă parte niște feromoni mai puternici pe care totuși îi receptează cât de cât, da? Ea poate la fel și apare despărțirea și apare
tragedia apare, ura, asta este culmea, din persoanele care s-au iubit nebunește la început, ajung să se urască tot nebunește. Este și din cauza lui. El e vinovatul. Și atunci, inventatorul s-a gândit să facă ceva pentru asta. Și ce a făcut? A făcut un produs care, ce face acest produs? Reactivează organul vomeronazal. Reactivând organul vomeronazal, el poate să recepteze feromonii persoanei iubite mai bine și ar trebui în cazurile de despărțire și ea și el, da? Și atunci semnalele care se duc la hipotalamus, semnalele biochimice, sunt ok, sunt corecte, hipotalamusul putând lua deciziile corecte comportamentale, social și sexual. Deci, din nou, ne putem reîndrăgosti de persoana de alături pe care poate că uram, dacă facem doar ceva. Ce să facem să nu ajungem aici? Da? Ei, el e vinovatul. La vilnos este activator de telomerază, deci toate produsele, indiferent ce produs folosiți, toate sunt activatoare de telomerază. Dar acesta este activator și de organ vomeronazal. Este folosește de maxim 3 ori pe zi, este plăcut la miros, apare imediat îndrăgostirea, dispare iluzia despărțirii și eu aș adăuga că pentru iubirea completă ar fi nevoie și de încă un produs. De produsul care credeți? Care credeți? De produsul șampon. Șamponul Maxca, care este pentru păr vopsit Solvil Hair sau Lavil Hair pentru păr nevopsit. Dacă folosim aceste două produse, organul vomeronazal este activat. Hipotalamusul folosește și el produsele astea și din ce în ce mai bine e în stare să fie activ și să perceapă semnalele biochimice și să ia deciziile cele mai corecte comportamentale și sexuale. Doar două produse trebuie să folosești ca să te reîndrăgostești. Mare, mare pompă a fost pe un singur produs, dar pentru a avea o reîndrăgostire perfectă, eu recomand pe amândouă. Nu din exces de zel, ci din exces de logică. Vă mulțumesc că ați ascultat și acest mic bonus și sper că această informație a fost echivalentă cu o picătură de fericire. Și dacă v-a plăcut, distribuiți informațiile și celorlalți, pentru că poate ei sunt într-un impas în această clipă. Știți, eu la o emisiune spuneam, spune prietenului tău pentru că, sau prietenei tale, pentru că poate nici nu știi cât de bolnavă e, poate n-a îndrăznit să spună și poate tu ești singurul care o face. Și mi s-a întâmplat și mie, bineînțeles, cu o prietenă care a venit și a cumpărat un lavir ca să ia și ea, dar nu mi-a spus de ce. Și la emisiune, când am spus aceste cuvinte, mă întâlnesc în curând cu ea și îmi spune să-ți arăt acum că a început să-mi treacă piciorul. Și eu spun, cum? Adică eu spun la emisiune și ce spun mi s-a întâmplat, tu erai prietena de care nici nu știam că erai bolnavă de atâția ani, nu se poate. Și iată că este. Eu vă mulțumesc pentru participare și vă aștept oricând cu aceeași plăcere. Vă doresc o seară minunată și încă o dată mulțumiri pentru feedback-urile oferite. Namaste!